Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Vreau să vă urez la mulți ani, să aveți parte de un an minunat, cu multe realizări și să vi se împlinească toate dorințele, însă nu uitați, pentru a se îndeplini dorințele trebuie să munciți și să fiți devotați. Așadar, am intrat în noul an cu bucurie și cu credința că o să fie un an mai bun pentru toți. Cel puțin eu așa mi-am propus să realizez multe lucruri anul acesta. După cum vedeți, am lăsat și bradul, încă nu l-am desfăcut, pentru că, nu știu, îmi place prea mult. Între timp i-am mai făcut câteva modificări față de ce ați văzut voi pe YouTube la vlogul acela de weekend, în care l-am împodobit, dar o să-l mai las așa, cel puțin până la Sfântul Ion. Am văzut că v-au plăcut foarte mult videoclipurile cu gențile second hand și cu sacourile cumpărate din aceste magazine. Și astăzi vreau să vă arăt mica mea colecție de paltoane cumpărate din magazinele second hand. Din nou vin în fața voastră și susțin ideea cumpărării hainelor din magazinele second hand. Nu este absolut nimic rău în asta, din contră consider că poți împușca două iepuri dintr-o dată, găsești lucruri aproape originale, lucruri pe care nu le mai vezi la alte persoane, mă refer la haine aici. Poți fi unică printre atâtea persoane care sunt îmbrăcate la fel și în al doilea rând economisești foarte mulți bani cu care poți face orice altceva care să te ajute pe viitor, poți să-ți îndeplinești orice altă dorință, să călătorești, să vezi lucruri noi, să încerci și lucruri noi, să experimentezi altceva decât să... Nu știu, asta este părerea mea și fiecare are o părere, o respect. Dar eu așa gândesc. Și acum, să lăsăm deoparte ceea ce cred eu și ce-mi doresc eu pentru mine. O să încep cu primul palton. Eu am aici un munte de paltoane. Și o să încep cu acesta. Este un gri șobolan, să-i zic așa. Este din poliester și lână. Și este cambrat în zona taliei. Are acest cordon cu care se leagă, iar la gât are aceste revere, care sunt pliseuri parte peste parte. Și dacă observați, în zona aceasta nu sunt terminate. Practic așa a fost gândit, nu este cusut, ies așa firicele din el. La spate este așa, în două bucăți. L-am purtat de foarte multe ori, chiar și cu cămașă subțire și nu mi-a fost fric, ține de cald, se așează frumos pe corp, cel puțin așa mi se pare mie și siguranță o să-l port mult timp de acum încolo. Următorul palton pe care vreau să vi-l arăt este mai mult un palton geacă, este 100% din poliester, acesta este. Un crem cu alb, el este de la H&M, cumpărat, dar bineînțeles că am avut norocul să-l găsesc și l-am luat imediat. Are fermoarele acestea la mânecă, astfel încât poate fi deschis în cazul în care, nu știu, vrei să te simți mai lejer în zona aceasta, se închide fermoarul într-o parte, în felul acesta. Iar în interior este un poliester care vrea să imite lână. Este foarte călduros, l-am purtat și cu tricou, nu mi-a fost frig absolut deloc. Cred că este cel mai călduros dintre toate pe care le am. Următorul palton este, cred că, cel mai greu dintre toate pe care le am, acesta fiind din lână și poliester, este negru cu dungi albe, foarte, foarte gros și este lung până sub fund. Îmi place mult de tot cum este lucrat și cum este gândit acest model. Îl poți purta atât cu blugi, cât și cu o ținută mai elegantă, cu fustă, cocuri. Stăteam și mă gândeam
că probabil vă întrebați de unde îmi achiziționez toate lucrurile acestea de care vorbesc. Există magazinul Humana, cu siguranță ați auzit de el și cu siguranță știu că este și în alte orașe. Puteți să mergeți acolo pentru că majoritatea le-am cumpărat din Humana, însă pe unele le-am achiziționat din magazine second-hand locale, care nu cred că mai sunt în alte orașe. Eu fiind din Pitești, pentru cine este din oraș și cine cunoaște, sunt cele două magazine second-hand, cele mai mari din centru, lângă magazin Trivale. Asta în cazul în care vă interesează și în cazul în care vreți să mergeți și voi, fostul Siblani, cine cunoaște. Următorul palton este unul dintre preferatele mele. De fapt, toate îmi plac, dar am anumite paltoane pe care am tendința să le port mai mereu pentru că mi-atrag mai mult atenția. Acesta este din lână și poliester. Este lung. Da? Are o căptușeală foarte interesantă, cu niște detalii foarte frumoase. Cam așa. I-am atașat eu aici o broșă, pentru că îmi plac foarte mult broșele și port broșe la, cred că la aproape orice. Înainte purtam și mai mult, chiar și pe cămăși, pe orice sacou, pe orice palton, acum ocazional, dar tot n-am renunțat la ele pentru că îmi plac foarte, foarte mult. Culoarea este un cappuccino, un maro deschis și îmi place să suflec mânecile astfel încât să se vadă acest model frumos din interior. Iar la spate, în partea de jos, este decupat. Astfel încât să faciliteze mai ușor mersul și să nu te țină în vreun fel. El, ca și croială, este drept, de sus până jos, nu evidențiază în mod deosebit talia, nu este cambrat pe talie, este drept, dar foarte, foarte frumos. Următorul sacou este, de fapt, o blană. Haideți să nu-i spunem sacou, pentru că este o blană. Palton, nu sacou. Este neagră, foarte grea și aceasta și este genul de blană pe care nu ai purta-o zilnic pe stradă pentru că atrage foarte tare evidența. Este genul de blană pe care o poți purta la o ocazie, la o nuntă, la un botez, la un eveniment. Să zicem că ar merge și pe timp de zi pentru cine este mai îndrăzneț și mai curajos. Eu am purtat-o și pe timp de zi, nu m-am putut abține, este prea frumoasă. Ce voiam să vă zic despre această blană este că dacă la celelalte paltoane am reușit să scot mirosul din ele, pe unele le-am spălat eu, pe altele le-am dus la curățătorie, acesta când l-am cumpărat mirosea foarte intens a second hand. Și mă gândeam, oare merită, oare reușesc să scot mirosul din el, dar fără probleme, l-am dus la curățătorie, doamnele de acolo au fost foarte drăguțe și m-au ajutat, astfel încât miroase super fresh și miroase a curat. Deci nu vă faceți griji dacă unul dintre motivele pentru care nu vreți să cumpărați din second hand este mirosul sau faptul că ideea că a fost purtat de altcineva și că poate este murdar produsul respectiv. Pentru că sunteți și voi conștienți, ca și eu de altfel, că mirosul acela poate fi scos, poate fi spălat foarte bine produsul respectiv. Trebuie doar să te implici puțin și cu siguranță o să fie un rezultat foarte bun. Așadar, trecând la blană, este foarte amplă. În partea de jos se lățește în formă de A, practic arată ca o rochie. Este cambrată în partea de sus, iar de la talie în jos se lățește și de la șold în jos mai mult. Practic se lățește treptat. Îmi place foarte mult cu un ștramp negru, cu niște pantofi negri, poate cu un toc ascuțit. Și pe dedesubt poate o rochie roșie. Cred că ar merge super bine. La
la mâneci, voiam să vă mai arăt că sunt ele de la sine suflecate, nu poți să le, cum să spun eu, să le aduci în formă, în altă formă, așa sunt ele, ca un clopot. Îmi place foarte mult genul acesta de palton sau de blană croite în felul acesta. Mai departe, un palton intrat recent în colecția mea, un palton, trebuie să vă spun un pic istoricul acestui palton și cum l-am găsit. Din întâmplare, m-am dus la secondul respectiv, nu voiam să intru, dar am zis că ce pot să pierd, am intrat, erau toate produsele la 2 lei. Bineînțeles că m-am dus în zona paltoanelor pentru că eram foarte curioasă să văd dacă mai este vreunul la prețul acesta sau dacă am norocul să găsesc poate altceva. Și l-am văzut pe acesta. M-am gândit din start că nu are cum să fie 2 lei, că probabil 2 lei sunt tricourile, eșarfele, mănușile poate. Totuși l-am luat și am zis cât să fie, deși este foarte greu. Este în stare perfectă. Și celelalte au fost în stare perfectă, dar acesta parcă, nu știu, ziceți că este nou. Eu când l-am văzut, m-am îndrăgostit de el. Este lung până în pământ, cu detalii și aici la mânecă, în partea de jos. Și el este lung, 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 lung. Este genul de palton cambrat. Se așează foarte bine pe corp. Când l-am probat, nu venea să cred cât de bine se așează pe corpul meu, parcă era făcut pentru mine. De asemenea, este din blană și ce vreau să vă zic e că m-am dus acasă cu el și am întrebat cât costă? 2 lei. Și am zis, sunteți sigură? 2 lei acest palton? Da, 2 lei orice produs. Nu am cuvinte, așa am rămas și atunci și nu, n-ai, cum de nu l-a luat nimeni până atunci? 2 lei și în starea aceasta perfectă, este atât de frumos. Da, poate că a fost norocul meu să-l găsesc. În momentul în care îl port, mă duce cu gândul la uniforma de la Hogwarts. Și pentru cine știe seria Harry Potter, știți sigur la ce mă refer, fix așa mă simt în el, fix așa arată, dar nu mă deranjează absolut deloc, este fascinant acest palton și mai fascinant este gândul că am dat doar 2 lei pe el. Oricum o să le probez și o să vedeți și voi exact cum se așează. Iar ultimul palton pe care vreau să vi-l arăt, ultimul palton din colecția mea second hand, este acesta. Este până la jumătatea gambei, ca și lungime. Culoarea este un verde smarald cu o blană artificială. I-am atașat eu două broșe în zona aceasta și cred că rămâne preferatul meu. Este foarte, foarte frumos, versatil. Îți dă un aspect, nu știu cum, nu găsesc cuvântul. Eu în acest palton mă simt foarte prețioasă, foarte serioasă și frumoasă. Îmi place foarte mult cum se așează acest palton pe corp. Deși este un palton drept, nu este un palton cambrat pe talie, se așează foarte bine. Așa arată el. Ce nu prea îmi place la acest palton este că mânecile sunt relativ scurtuțe, undeva așa vin. Și atunci dacă cumva mi-am uitat mănușile acasă și afară este ger, o să îngheț, pentru că nu acoperă până în zona aceasta mână. În general, eu oricum îl port cu mânuși sau când nu este atât de frig, cu o bluză cu mâneca mai lungă, albă poate, care să iasă din el și să se armonizeze foarte bine cu culoarea lui. Și acesta, să știți că este din lână, 100%. Majoritatea pe care le am și pe care vi le-am arătat sunt din lână și poliester. Unele sunt doar din lână, altele doar din poliester.
Nu știu, nu, dacă ar fi să dau unul dintre aceste paltoane pe altul nou din magazine, pentru că, credeți-mă, am fost în multe magazine să mă uit de paltoane sau de alte geci de iarnă, nu am găsit nimic care să-mi placă, nu am găsit nimic care să mă caracterizeze. Probabil și pentru că în magazine, în general, găsești chestii foarte moderne, care mie nu mi se potrivesc neapărat. Sunt mai mult pe clasic, mai mult pe elegant, mai mult pe paltoane din acestea mai serioase, nimic îndrăzneț, nimic în diverse culori în care să, nu știu, să-ți ia ochii sau să țipe pe tine efectiv. Acestea sunt paltoanele pe care le am. Sunt 7 la număr. Mai am și altele, dar noi acum am vorbit despre cele second hand. Eu mai am câteva paltoane, unele mi-au rămas mici. Dar nu-i problemă, că o să am timp cu siguranță să le port și pe acelea. Videoclipul de astăzi. Sper că v-am încurajat să mergeți și voi și să căutați haine în magazinele second hand. Sunt sigură că o să găsiți măcar un accesoriu sau măcar un produs vestimentar care să vi se potrivească. Până data viitoare, nu uitați, mă găsiți și pe Instagram, Diana Angel. Îmi puteți lăsa și comentarii sau sugestii cu ce vreți să vedeți în viitoarele videoclipuri. O să țin cont de ele, deși eu am o listă cu ce aș vrea să filmez pe viitor. Nu ar strica să mă ajutați și voi și să-mi dați sugestii. Vă pup, ne vedem data viitoare și o zi frumoasă să aveți. Pa, pa!